sponsor general al emisiunii Nescafe. Bună dimineața! Da, bună dimineața tuturor! Am vrut să zic celora de pe cuptor. Da, și de acolo se urmărește bine emisiunea noastră. Eu bănuiesc că cineva stă la călduț pe cuptor și ne urmărește chiar și în așa ipostaze. Sau cum se mai spune, știi, pe cuptor și cu Facebook-ul deschis, știi, cumva o fi așa. Bună dimineața, dragilor! Vă urmăresc de pe Lejancă. Tocmai v-am dat un like, la fel de pe cuptor, sau cum se spunea la noi, Lejancă. Ai Lejancă acasă? Nu. La țară. Da, la bunici mergeți. Poate ajungem în weekend să mai stăm pe cuptor. Însă până ajungem noi la weekend, că e cale lungă, avem o emisiune de prezentat în această dimineață. Este zi de marți și da, chiar dacă aveți multe de făcut, nu vă plângeți, pentru că se spune că oamenii ocupați sunt mai fericiți. Dar puteți o faceți și pe ocupații. Există o tehnică foarte interesantă. Vă deconectați telefonul pentru o anumită perioadă de timp. Lăsați să vă caute toată lumea. După ce spus, sorry, eram ocupat. Era interesant. Uite, lucrul acesta când ai multe de făcut, știi, multe chiar în sensul adevărat, nu cum ai spus. Sunt și tu din cei care se prefac, hai să recunoaștem. Mulți, da. Însă, uite, momentul acesta îi face pe oameni să se simtă mai optimiști, că uite, am să lucreze, o să strâng un ban sau care sigur, fiecare da, și cu nevoile sale. Asupra mea, urmăresc emisiunea mea preferată, se numește Dimineața la RTR și începe chiar acum, în aceste momente, așa că toată lumea, pregătiți, noi începem. Bună dimineața! Neața! Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Și dacă tot e iarnă, ne înarmăm cu echilibru și voie bună și mergem să patinăm. Covoare, unul mai frumos decât altul. Pe care îl alegeți? Vârsta pe care o au nu le încurcă să fie cei mai tari la tenis. Este talentată și pasionată de fotografie. Să ne urmăriți cu mare atenție că mai avem și premii pe care le vrea oricine. Nu pierdeți, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Vorbeam la început că oamenii sunt mai fericiți dacă au foarte multe activități de făcut, însă să știi că sunt și mai sinceri atunci când sunt obosiți. Așa că aici e așa ca o curiozitate, când prindeți persoana dragă sau pe cineva care vreți să-l descoasă, să dea câteva secrete, după serviciu, când vine seara obosit, luați-o la întrebări. Ar fi un moment. Păi nu știu dacă e cazul să dau atât de mult din casa noastră a redacției când tu spui că atunci când tu vii obosită de la serviciu și ești întrebată, nu știu, cineva care te simpatizează, de exemplu, vrea să inițieze o comunicare cu tine și tu nu știi cum mai politicoasă să-l refuzi. Se întâmplă des, însă trebuie să dăm dovada de diplomație și să vorbim frumos cu toată lumea, indiferent suntem obosiți sau mai puțini, da. Însă nu despre oboseală vroiam să vorbim, pentru că este încă dimineață și nu aveți cum să obosiți. Da. Vorbim despre ziua de astăzi, 30 ianuarie avem în calendar. Te uită! A doua lună de iarnă pleacă. Vine acel februarie și vine martie. Am impresia că decembrie va ocupa un loc așa de toamnă mai întârziat. Da. Și ușor martie va fi și el o lună cu zăpadă, ger, păzind ograda la boieri. Da, pe alocuri cu năbădăi, este chiar o lună. Eu cred că mai ales șoferii, mă înțeleg despre ce vorbesc, ghețușul nu ne face bine, dar și mulți, din păcate, au avut de suferit, nu doar șoferii, dar și pietonii, pentru că, uite, la noi pe trotuaruri e cam complicat, trebuie să zbori, nu să mergi. Pe trotuarul emisiunii noastre nu sunt gropi, totul este așa neted, europenește, cu bani, totul în regulă, transparent, nimeni nu fură combustibilul și e plin de evenimente și calendarul zilei. Se făcea la 30 ianuarie cu mai mulți ani în urmă. În 1790, în Anglia, pe mare era testată prima în lume barcă de salvare. Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg român, a venit pe lume în anul 1852. În 1882 se naște Franklin Roosevelt, fost președinte al Statelor Unite ale Americii. Compozitorul rus Isaac Dunaievski a venit pe lume în anul 1900. În 1923 se năștea Leonid Gaidai, cel mai popular regizor rus de comedii. 1948 este anul deschiderii ediției a 5-a a Jocurilor Olimpice în Sankt Moritz, Elveția.
Tot la această dată s-a născut Phil Collins, cântăreț britanic de muzică rock. În 1992 este semnat comunicatul despre stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Populară Chineză. La aceeași dată, Moldova devine membră a Organizației Națiunilor Unite. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Au trecut sărbătorile de iarnă, dar știi că cea mai comercială latura acestora e undeva peste ocean. Acolo publicitatea despre Santa Claus cu renii care colindă și așa mai departe. O curiozitate esențială între astea, un bărbat a ajuns la o vârstă onorabilă, a ținut nedeschis un cadou de Crăciun tocmai 20 de ani de zile. 20 de ani? Asta pentru că iubita care i-a dat cadoul a dat în semn de despărțire cu 20 de ani în urmă. Și ce l-a făcut după 20 de ani să-l deschidă? S-a întâlnit cu ea din nou. După și 20, exact ca în filmele americane. Și ce era acolo? Nu o să țină să crezi niciodată. Spune! Un șoarece aflat în de-asta decorativ, hamster din ăsta. Ah, decorativ. Care săracul o aștepta și el 20 de ani. El era un șoarece viu? Da. Uite, eu fiind o amatoare de șoareci, eu știam de ce ți-am spus, da. Și de asta ai vrut să mă întristezi dimineața. Tot Instagramul este cuprins cum Galina își mângâie șoarecele când șoarece o mângâie pe ea pe piept, acolo pe istorie. Nu, într-adevăr, atunci când nu-ți poți permite să ai un câine sau să ai un câine sau o pisică, pentru că ei necesită mai multă atenție, poate mai multă dragoste, un șoarece după serviciu la fel poate să-ți ridice bună dispoziție. Mai stai o clipă. El a stat acolo, cel puțin în primele zile. Trebuia să facă un zgomot, un scârțeietură cu gheruțele și așa. Dar nu, uite, el a lăsat pur și simplu, cred că l-a aruncat și l-a lăsat acolo și n-a vrut să-l deschidă. Într-o debara, știi cum se întâmplă. Cu părere de rău pentru șoareci, însă nu vorbim despre momente triste. Apropo, în această dimineață. Sunt împreună. Da. Bănuiesc că au cumpărat ei un alt șoarece, da. Dar au sacrificat o viață de animalut și nu e prea plăcut. Însă nu vorbim despre evenimente neplăcute, ci despre unele mai hazlii, pe alocuri care ne amuză, care să ne facă dimineața și mai frumoasă. Sigur că da, iar aici ne ajută cine alta decât colega noastră, Camelia. Bună dimineața, te salutăm! De prin lume adunate și înapoi la lume date. Premieră mondială. Două maimuțe au fost clonate în China după metoda folosită în 1996, când a apărut oița Dolly. Zhong Zhong și Hua Hua, așa se numesc cele două primate care arată absolut identic. Acestea sunt sănătoase, cresc normal și sunt hrănite cu biberonul. Mai târziu vor fi folosite ca model pentru studierea mai multor boli genetice. Pisică cu bani în cont. Grumpy Cat, considerată cea mai morocănoasă pisică din lume, a primit peste 700.000 de dolari despăgubire, după ce stăpâna acesteia a dat în judecată o companie producătoare de cafea care a folosit imaginea pisicii fără drept. Până acum, stăpâna pisicii a câștigat milioane de dolari datorită felinei sale devenită faimoasă pentru mutrița ei mereu încruntată. Animale feroce la prima vedere, dar fricoase la primul ger. Doi cai dintr-un stat din America de Nord au stârnit zâmbetul internauților atunci când au avut contact cu gerul de afară. Cabalinele, în mod sincronizat, s-au întors imediat în grajd când au văzut vijelia de afară. Atât am avut pe azi de prin lume adunate și înapoi la lume date. Băi, au trecut sărbătorile. Sau mai sunt? Noi moldovieni nu găsesc ei sărbători în fiecare lună, în fiecare dele săptămână. Dele motiv, dele vecini, dele prieteni. Eu cunosc astfel de persoane care tot anul vorbesc de rău anumiți vecini, pe nu știu cine. Dacă nu-i vorba de sărbătoare, vecini, vină pe la mine, dar sigur, hai vină încoace. Vin din ăla, vezi de ea că au gătit și cu mătru, cu mătru, aoleu. E perioada când deschidem căvările și găsim acolo merinde pe care le-am pus de cu toamnă. Mai găsim conserve, vinul, așa cum ai menționat și tu, dar noi ne pricepem la asta.
Mai sunt și din cei care cred în magia frigiderului care se umple peste noapte cu produse. Ai reflexul ăsta, că știi că n-ai fost la cumpărături, dar deschis pentru orice eventualitate. Poate a apărut. Apărut de undeva. Poate a venit cineva și da, a făcut abracadabra. La fel și cu cardul bancar, am impresia. Este pentru unii. Însă vorbim despre cum iubesc sau cum le place moldovenilor să sărbătorească. Indiferent de sărbătoarea pe care o au în calendar, în casă, în inimă, în suflet. Ia să vedem. Noi, moldovenii, suntem în sărbători tot anul. Două revelioane, două naștere ale Domnului, Sfântul Valentin și Dragobetele, Ziua Europei și Cea Victoriei. Să vedem și cum obișnuiesc să petreacă cu naționalii noștri. Moldovenii când se adună, fac doar voie bună. Anul nou. Și cum îndușnuieți să vă distrați de anul nou? De obicei îl petrec în familie, pentru că este o sărbătoare destinată de a fi petrecut însă în familie, alături de persoanele cele dragi. Ne strângem acasă, familia, mama, pentru că este plecată mult psihotare sora, toți cei dragi, cele mai apropiate persoane, prieteni, rude. По-разному, с друзьями идем в какое-то заведение, сидим. Clar, se poate de așa. Dar nu chiar des în fiecare zi. Dacă ești părinte de copii mici, altele sunt preferințele. Eu copilul și mă duc la distracție. Dacă astăzi am venit aici să mă veselesc cu copilul, cu tata mâini pe mâini trebuie să pleci pe psihotare. Mă distrez citind, jucând cu copilul în familie. Sărbătoarea preferată a femeilor este aceea în care sunt răsfățate din zori și până noaptea târziu. Nu? 8 martie. 8 martie. Dar da. Cum întâmpinați de obicei 8 martie? Cum sărbătoriți? Cum sărbătorim, stăm și soții ne fac mâncare. Ca de obicei, cafea, flori de dimineață, un cadou și un cuvânt bun. Самые лучшие друзья девушек – это бриллианты. Вот и ждем бриллианты. Să facem din fiecare zi o sărbătoare, chiar dacă nu este cu roșu în calendar. Eu am înțeles că ție îți place fotografia. Mai exact, arta fotografică, așa se spune, da. Exact. Într-adevăr, eu consider că peisajul de iarnă este cel mai prielnic, hai să spun, pentru o sesiune foto și, da, mi-a plăcut să ajung și în zăpadă. Am văzut, ai ajuns în zăpadă, pe lângă zăpadă. În unele momente am observat că ai uitat și câteva piese vestimentare de pe tine, sau ăsta era scenariul. Asta e artă fotografică, păi de asta vorbeai numai ce. Omul când nu știe, potrivește, m-am gândit și eu. Hei, dar să vorbim despre cei care într-adevăr se pricep și fac din asta o artă și mai fac și niște bănuți din asta, atunci chiar este frumos și bine. Nu o singură dată ați văzut în reportajele noastre oameni din acest domeniu care au reușit cumva să cucerească prin fotografiile lor o lume întreagă. Știi cum, e ca și ecoul. Fotografia poate ajunge peste mări și țări și să se bucure de succes și la un moment dat nici să nu bănuiești. Și cum era premiul ăla, să primească și premiul Pulitzer pentru cea mai bună fotografie. Asta ar fi frumos. Nu este motiv de zâmbet. Ar fi frumos. Denumire, da, ar fi frumos. Iar noi vorbim acum despre un fotograf de la noi din țară, care la fel vă va inspira. Astăzi mi-am dat întâlnire cu fotografa Diana Rudenko. Salut! Salut, Diana! Bine ai venit la galerie! Bine te-am găsit! Poți iau Da, sigur! Mersi, vorbim despre artă un pic nițel azi. Mai puțin o practică, mai puțin o înțeleg, dar o să discutăm. Cu mare drag. Diana, tu ești practic prima fotografă de la noi din Moldova care a început să practice fine art-ul, genul ăsta de fotografie. De unde te-ai inspirat? De fapt, acest stil este baza fotografiei. Aha. Și mulți care fac fotografie la noi, de exemplu, chiar și stilistica fashion, da, ea are tangență cu fine art. Deci asta a fost baza fotografiei și se consideră, de fapt, cea mai scumpă fotografie, deoarece, în mare parte, fotografia fine art este alb-negru. De ce eu fotografiez în alb-negru? Ca să pun accent foarte mult pe starea personajului. Emoții. Aha. Deci proiectul care l-am făcut anul trecut a fost bazat pe stare, emoții, mare parte și pe fizic. Vorbim de proiectul Love Them, Hate Them. Da, da, exact. Da, pe tine atunci cine te fotografiază? Tu îi fotografiezi pe toți, da? Știi cum se zice în rusă? Sapoșnic bi sapog. Cât timp
îți ia să editezi o poză? Utilizezi vreo tehnică deosebită? De fapt, eu editez o poză undeva la 3 ore. Uh-huh. O poză și retușez doar cu două clape, lumină și umbră. Și este o prelucrare așa, tot old school, foarte old school. Adică nu toți fotografii de la noi ar folosi așa ceva. Deși mai cunosc o fotografă care lucrează în aceeași tehnică și stilistică. Ți îți place să faci shopping? Sincer, nu prea. Dar știi unde, de ce te-am întrebat asta și unde vreau să ajung? Cum ți-a venit ideea să deschizi la noi, în Chișinău, într-un orășel în care nu am auzit de așa ceva, un magazin conceptual? Practic, tu ai schimbat și o galerie de artă, ai schimbat modul în care oamenii vedeau shopping-ul, chinuitor. Acum... Foarte chinuitor pentru mine. De la asta și-am pornit. Uh-huh. Deci, femeile de la noi chiar aveau nevoie de un spațiu unde să se simte foarte libere, înconjurate de arte, de tot ce are o frecvență înaltă. Uh-huh. Deci, noi femeile simțim nevoie să ne simțim puțin high. Da. Uite, de exemplu, aici văd o pictură neobișnuită, mai interesantă. Este o pictură din colecția lui Marin Costiuc. Marin Costiuc a devenit foarte cunoscut peste hotarele țării noastre datorită tehnicii, noutății care o aduce în artă și tematicii pe care o abordează. De exemplu, în acest tablou observăm o doamnă, anilor 40, foarte cochetă. M-am impresionat chiar petele astea de culoare, știi? Sunt puse așa aleator, dar... Iarăși și este o expresivitate a simțurilor lui. El desenează în stilul contemporan și este un mix de tehnică și culorile acestea, deși poza este, pictura este alb-negru, aceste nuanțe de blue marin conturează starea asta de vară, da, de cer senin, de starea asta cochetă, da, care noi tare mult iubim. Mai văd și jos, cred că e o altă expoziție. Da, este o altă expoziție. Tablourile sunt a unei doamne, Elena Șarafulina. Elementele folosite în aceste patru tablouri au fost la filmările filmului Gatsby și la filmările filmului Ana Karenina. Vorbești serios? Da, și a selectat în toată Europa, a selectat aceste elemente și a creat din ea niște tablouri. În general, se spune că artistul trebuie să sufere sau trebuie cel puțin să nu se afle în zona lui de confort ca să creeze. Starea de suferință este necesară pentru un artist, dar ce, când el se află într-o stare foarte închis în sine, doar atunci poate realiza ceea ce vrea să facă de fapt. Dar în momentul creației, artistul are nevoie de inspirație. Bărbații cel mai des se inspiră de la energie femeilor. Și femeile? Femeile, noi de obicei ne inspirăm din natură pentru a crea ceva. Deci nici n-ar fi bine să trăim mereu într-o stare de exaltare, de fericire continuă, probabil... N-am putea compara. Despre tablou ăsta, explică-mi, ce e aici? Este un tablou a pictoriții Ana Costov, se numește Conexiuni. Dacă observi aceste linii, toate aceste linii denotă niște conexiuni. Conexiunea care o avem, de exemplu, noi cu tine. Noi comunicăm nu doar prin verbal, noi comunicăm prin gesturi și prin simțuri. Respectiv, toate conexiunile care le facem noi pe timpul vieții, chiar și conexiunea cu natura, conexiunea cu cosmosul, conexiunea cu soarele. Noi putem să plecăm cu gândul undeva departe în Antarctida, să putem să zburăm, să ajungem cu gândul la mare. Tot asta se păstrează în sufletul nostru. Deci tot amalgamul este de emoții după moarte. Uh-huh. Trece în codul nostru genetic. Și dacă avem urmași, atunci asta trece mai departe. Noi am avut un domn foarte interesant care a venit la galeria noastră. Noi ne bucurăm de foarte mult străini, de fapt, care vin aici la noi. Domnul era surdomut și scria pe foiță despre fiecare tablou ce crede el. Și acesta este cel mai preferat tablou al lui, deoarece el vede lumea doar vizual. Dar crezi că oamenii noștri sunt pregătiți pentru adoptarea unor mentalități noi, diferite de cele cu care ne-am obișnuit în materie de artă? Noi, în societate, trebuie să dezvoltăm arta
și trebuie să înceapă cineva. De exemplu, noi când ne-am gândit să deschidem această galerie, am avut foarte multe frici și a fost un risc foarte mare. Și deși străinii care vin la noi și consideră acest loc un oasis, ne susțin foarte mult. Străinii. Da. Dar și societatea noastră încetășor începe să perceapă valoarea artei. Tu după ce valori te conduci? În viață și în fotografie? Eu de fapt am o teorie de viață care zice așa: investește 25% din energie în corpul tău, 25% de energie în activitatea ta, respectiv 25% în contactele tale și 25% în spiritualitate. Aha. Și în așa mod, având acești patru piloni, tu te simți împlinită, te simți foarte bine și ai putere să faci lucruri mari. Când utilizezi blitzul în viață, nu în fotografie? Doar în fotografie. Dar ce alte forme de arte sunt mai apropiate? Poate literatura sau dansul? Eu, de fapt, am făcut dans 5 ani de zile, așa, când eram mică, eram la liceu. Dar acum, la moment, mie îmi place foarte mult teatru și sunt spectacole care le-am văzut și 6, 7, 8 ori, pentru a intra în esență și pot să zic, după ce vezi spectacolul deja a 8-a oară, încep să-l simți altfel. E adevărat. Ziceai tot așa de competiții, voiam să te întreb chiar, cum e cu concurența în artă? Cum putem compara, practic, doi artiști, deopotrivă talentați, dar care sunt foarte diferiți prin modul de a se exprima? Arta, cum se zice, este foarte subiectivă. Da. Fiecare om o percepe diferit, prin prisma lui de cunoaștere, prin nivelul lui de dezvoltare, dar există oameni care cumpără arte, există asociații care analizează artistul după trei piloni: tehnică, tematică și noutatea care o aduce în domeniu. Respectiv, arta poate fi evaluată. Am înțeles. Să vorbim despre o altă activitate a ta, despre care se cunoaște mai puțin, și anume scenariile, nu? Scenariile anume pentru videoclipuri, clipuri muzicale, să înțeleg, da? Da. Povestește-ne, de unde și până unde? Fotografie? A fost o experiență. După ce proiectul Love the More Hidden a luat sfârșit, am încercat să lucrez într-o echipă de tineri foarte talentați și am încercat să-mi dezvolt și latura de scenarist și am scris scenarii pentru câteva clipuri. Tot ceea ce fac eu are tangență cu arta. Pe final vreau să te întreb dacă putem compara camera, aparatul de fotografiat, cu niște ochelari roz, prin care vedem lumea poate mai frumoasă decât e ea în realitate. De fapt, nu sunt de acord cu această afirmație, din motiv că nu aparatul face poză, de fapt face artistul care stă în spatele camerei. Și cel din fața? E o simbioză cumva? Este o simbioză dintre fotograf și model, muza care o are în față, dar mai întâi apare senzația, ideea, conceptul și doar apoi se materializează. Eu, de exemplu, lucrând 2 ani în domeniu, pot să zic că fotograful trebuie să fie foarte ferm în ceea ce face, deoarece dacă își pierde controlul și modelul începe să preia controlul, atunci rezultatul va fi foarte mediocru, deoarece fotograful devine o oglindă pentru persoana care o are în față și persoana care o are în față trebuie să aibă foarte multă încredere pentru a avea un rezultat foarte bun. Deci, practic, totul e la nivel de simțuri. Sigur. Da. Cred că am văzut și noi astăzi lumea, așa cum o vezi tu, prin aparatul de fotografiat, dar până la urmă lumea e așa cum o vede fiecare în felul său, nu? Dar rămâne a fi foarte subiectiv. Îți mulțumesc că ne-ai primit la tine în galerie și că ai acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc. Sper să ne mai revedem. Cu mare drag vă aștept. Mă, ia nu mai stați atâta pe Facebook și dați așa pe scroll, așa la notificări. Ocupați-vă cu lucruri utile, cum sunt
concursurile noastre, de ce nu? Așa, intrați pe pagina noastră Dimineața la Artă, acolo unde veți găsi un album cu fotografii, un album care poartă titlul Vento și Dimineața la RTR, un parteneriat credibil, și alegeți voi câștigătorul, pentru că dumneavoastră sunteți responsabili de acest card și la cine el va merge. Pentru că sigur, cine va acumula cât mai multe aprecieri va câștiga cardul Vento. Sigur că da, iar cei care se simt cu musca pe căciulă în sensul bun al cuvântului și au acolo deja o poză acceptată în album, sunați prietenii, trimiteți-le link-urile de redirecționare, îndemnați-i la like-uri. 2000 de lei la o benzinărie nu-i găsești pe drum. Mai ales la benzinăria Vento, plus că mai avem și un card de reduceri pentru cumpărături în benzinăriile și în marketurile și rețelele de fast food Vento, așa că nu ezitați să intrați să vă votați poza favorită. Sigur că da, iar colega mea, sclipitoarea Galina, deja cum o are cu șoferia și cu desemnarea premiilor câștigătoare în cadrul concursurilor noastre, va face și un material cu acel câștigător fericit. Așa, intrați și votați! Генеральный спонсор передачи Nescafe. Încă o dată, bine v-am găsit și la horoscop. Azi toate începuturile pot avea succes. Unii nativi însă își vor suplini conturile. Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie aflați în câteva clipe. Berbec, azi veți fi interesați de impresia pe care o lăsați celorlalți. Țineți neapărat să fie una pozitivă și vă cam enervați de câte ori nu se întâmplă așa. Sunteți plini de energie și dornici să aflați lucruri noi. Poate vă amintiți de o pasiune sau vă înscrieți la niște cursuri pe care vi le doriți de mai mult timp. Taur, vă va place la nebunie această zi. Astrele garantează. Membrii sexului opus vor face tot posibilul pentru a vă capta atenția. Învățați lucruri noi, fie că este vorba despre un program pe calculator sau o rețetă nouă, ori sunteți încântați de rezultatul studiilor dumneavoastră. Gemeni, vă pregătiți pentru o sărbătoare în familie sau veți celebra un eveniment cu prietenii. O situație tensionată apare la serviciu și vă regăsiți implicat într-o discuție aprinsă. Cu diplomație totul se poate rezolva. Un somn sănătos e tot de ce aveți nevoie pentru o stare emoțională echilibrată. Rac, aveți de digerat niște vești care au legătură cu cariera dumneavoastră. Fie că natura lor va fi pozitivă sau negativă, tot nu veți fi mulțumiți. Considerați că sunteți nedreptățiți. Din fericire, căminul conjugal vă oferă pace și liniștea pe care vă doriți atât de mult. Partenerul de viață va ști cum să creeze un climat cald și tandru. Leu, zi extrem de plictisitoare în care nimic nu e pe placul dumneavoastră. Ați programat o ieșire cu prietenii, dar sunteți izolat la muncă și dacă nu depuneți suficient efort, o puteți rata. Veți avea șansa de a petrece momente plăcute în familie și de a uita de o parte din grijile care vă frământă. Fecioară, dacă sunteți în căutarea bărbatului sau femeii vieții dumneavoastră, este posibil ca astăzi așteptarea să ia sfârșit, într-un moment foarte fericit. În relațiile cu ceilalți, să nu vă aventurați în discuții foarte pasionale, care să încinte spiritele. Riscați să intrați în polemici nedorite și să vă alegeți cu prejudicii de imagine. Balanță. Din fericire, azi nu trebuie să vă bateți capul de nimic. Persoana iubită vă răsfață, având grijă să nu existe nimic care să vă strice plăcerea. Nu încercați să faceți mai multe lucruri deodată, pentru că riscul de a greși crește exponențial. Șarmul caracteristic dumneavoastră va fi de mare ajutor în achiziționarea de noi cunoștințe și relații. Scorpion, aveți inclinație spre leneveală și comoditate. Fiți atenți la zvonuri și nu dați crezare bârfelor care circulă prin zona dumneavoastră. Verificați orice informație pe care o primiți. Nu neglijați vechii prieteni alături de care ați trecut de-a lungul anilor prin bune și rele.
Săgetător, astrele vă îndeamnă să vorbiți clar și răspicat, însă mare grijă, riscați să-i supărați pe cei dragi. Poate să vă dea bătăi de cap sănătatea, este posibil să vă confruntați cu unele probleme dermatologice din cauza unei imunități scăzute. Mâncați mai multe fructe și legume. Capricorn, nu reușiți sub nicio formă să vă țineți entuziasmul în frâu. Ați auzit o veste extraordinară pe care o așteptați de foarte multă vreme. În ceea ce privește finanțele, lucrurile se vor îmbunătăți pentru dumneavoastră. Bea chiar se poate spune că veți avea noroc și la bani. Vărsător, va trebui să vă schimbați planurile pe care le-ați făcut pentru binele cuiva apropiat. Sunteți cam nervos, dar până la urmă reușiți să vă regăsiți echilibru emoțional. Este important să mențineți armonia în cuplu azi. Celibatarii au mari șanse de a-și găsi iubirea. Și pești, etica muncii care nu are nici urmă de importanță pentru dumneavoastră. Astăzi nu contează. Visați să se încheie ziua și să petreceți seara în compania oamenilor dragi. Atmosfera generală a zilei poate părea prea lentă sau prea pisăloagă pentru gustul dumneavoastră. Totuși, nu ezitați să vă conformați situației existente și să gândiți pozitiv. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Rămâneți aproape de noi! Ce am mai găsit acum pe internet? Top 5 modalități de a slăbi în somn. Prima modalitate. Visează că ești la sală. Visează că ești la sală? Da, că faci sală dar în timp ce dormi. Dar cum poți să te programezi să visezi că ești la sală? Cercetătorii britanici au spus acest studiu, l-au pus și publicat. Dacă visezi că ești la sală, ci că te trezești mai încordat, mai antrenat, mai cu bicep și trip. Cu același succes poți să spui că te-ai culcat flământ, ai visat că ai mers la un restaurant și hopa, te-ai trezit sătul, gata, te-ai scos. Așa făceam în studenție, când era lene să gătim, știi, când venea ora târzie. Sau când nu prea mai ai ce, pentru că da, viața la cămin. Așa, știi, da, de la ceai și covrigi ne gândeam, zic, păi, și aveam materie primă, era în frigider. Ba, niște ouă fierte, putem să mai facem ceva acolo, știi? Da, așa, știam. Păi, cine azi faci mâncare? Ei, nu, hai să ne culcăm când ne-a trie și mândim. Cu pahar cu apă? Lenea tot timpul prevala în aceste condiții. Nu știu dacă este valabil momentul cu să visezi în somn că faci sală, însă momentul cu te culci flământ și beai un pahar de apă înainte de somn, să știi că ajută. Funcționează? Funcționează, păcălești mai bine. Păcălește, da, păcălește stomacul cumva cu apă și uite, da, te trezești cumva mai ușurel. Colega, cred că am găsit secretul siluetei tale de invidia. Nu, eu fac și sală, eu fac și sport, pentru că asta este important pentru sănătatea noastră și chiar și iarna. Uite, iarna. Colegii din regie îmi spun să mai las și napolitanele, biscuiții, ciocolatele. Hai, spune-ți toată lista, mă rog. Combinăm mâncarea, da. Da. Și mâncarea la metabolismul și tău și la dexteritatea verbală, aici tot se elimină foarte multe calorii și multă energie, așa că totul este în regulă. Asta pentru că mă gândesc și eu la sănătatea ta, da. Și la sănătatea telespectatorilor. Și la sănătatea telespectatorilor se gândește Mihaela de fiecare dată. Bună dimineața! Multe dintre noi ne dorim buze pline și senzuale și pentru că n-am avut toate norocul Angelinei Jolie, ne injectăm adesea acid hialuronic. Însă atenție, fetelor, dacă recurgeți la această procedură, alegeți un specialist bun ca să nu umblați cu buza pe dos la propriu, mai apoi. La capitolul acesta o să vă recomand să mergeți cu mine în birou și să intrăm în detalii, să prezentăm o procedură exactă. La prima consultație se face o totalizare a datelor medicale. Bolile care au fost suportate în trecut, dacă pacienta nu suferă de boli autoimune, de boli vasculare, stadiile avansate a diabetului zaharat, un pacemaker instalat în regiunea inimii, regiunea bucală să fie curată, deci fără infecții herpetice și infecții inflamatorii, toate astea lucruri vor fi ca o contraindicație absolută pentru injectare. Pacienta dată s-a adresat pentru rehidratarea buzelor și un volum ușor. Pacienta este de o vârstă tânără, dar noi am depistat că pacienta totuși suferă de mușcătura incorrectă, care denotă un pic dereglarea poziționării sistemului dentar. În așa caz, eu atenționez că nu toate domnișoarele poate să opteze pentru estetică și o corecție a buzelor. Lucrul meu va consta în lucru dublu combinat cu medicul ortodont. Ca să stabilim, este o anumită linie, anumită linie în estetică, linia Ricketts,
când se vede că nu este ajustat corect partea de jos, da? Partea de sus a buzii este mai deplasată din cauza dinților. Substanța pe care o vom folosi e cunoscută deja de peste 20 de ani, acidul hialuronic. Dar el a făcut concurență foarte bună și în sfârșit a dezbătut alți concurenți care nu au făcut față corectă. Vorbim despre colagen, dar din păcate au rămas produsul sintetic numit silicon. Siliconul este introdus și nu este captat, nu este recunoscut de țesutul propriu, de celula noastră, spre deosebire de acidul hialuronic. Cu părere de rău, noi avem adresări a pacientelor care revin după introducerea siliconului de 10 ani în urmă, cu efecte adverse foarte urâte, granulom, deplasare, asimetrie de buze. În aceste cazuri, corecția cu acid hialuronic nu poate fi realizată de medicul estetician, căci e necesar să se intervină chirurgical. Așa că mare grijă unde vă adresați. Cât despre procedura noastră? Nu pot să zic că trece fără dureri, dar este un pic sensibilă, fiindcă evident că avem de-a face cu cea mai erogenă zonă. Odată aplicată anestezia locală, așteptăm de la 5 până la 15 minute. Vă spunem de pe acum că reținerea efectului în buze depinde de metabolismul organismului, modul de viață, de factorul natural a pacientei, cât e de bine hidratat organismul, fiindcă acidul hialuronic îi place apa. Dacă, de exemplu, pacienta în cazul nostru era să opteze cu siguranță pentru un volum mai mare, da, sau, de exemplu, chiar un volum propriu-zis pentru toată zona buzelor, trebuia să refuzăm, fiindcă ea are o problemă ce ține în combinare, trebuie să lucrăm cu ortodontul și atunci, după asta, putem să refacem buzele. Cât despre naturalețe, vedeți ce zic profesioniștii în domeniu. Buzele astea gonflabile, cum au fost 10 ani în urmă, deja au dispărut. Deci acum tendințele estetică s-au schimbat, deci totul trebuie să fie natural. Pot apărea complicații sau efecte adverse și dacă se folosește acid hialuronic, asta... Dacă el a fost introdus de un medic sau specialist care nu are calificarea, nu cunoaște corect anatomia zonei periorale, nu a făcut consultația exactă și nu a fost ales corect produsul. E momentul să începem procesul propriu-zis. Apoi se aplică o cremă cu efect antiinflamator și cicatrizant. Pacienta va avea edemul ăsta în flăturile astea un pic timp de 2-3 zile, după aia edemul se așează. După 2 săptămâni noi o să rechemăm pacienta la vizita repetată pentru a suplimenta după dorințele pacientei sau dacă avem ceva gen o deficiență a unui volum undeva. În ziua în care ați făcut injectarea, nu aveți voie să consumați alcool, bucate sau băuturi fierbinți și nici să vă sărutați. Trebuie să rezistați tentației, căci frumusețea necesită sacrificii. Se pare că nu-i doar o vorbă în vânt. Și ce dacă e frig afară și avem chiar și minus în termometre, noi știm cum să vă facem diminețile mai călduroase. Aducem aici invitați talentați și care ne aducă să ne aducă cumva și vara în platou. Alex Bivol în această dimineață este alături de mine. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneam că ne aduci vara. O să vedeți și de ce un pic mai târziu. Ai început anul 2018, hai să zic așa, în forță. În fugă. Într-o plină campanie de promovare a unei noi piese, un videoclip. Filmat, să înțeleg că vara sau ai fost pe timp? Nu, pe final de vară, pentru că în sezonul sărbătorilor noi muncim, e știut. În final de vară a fost filmat și lansat acum. Am zis să vin și eu cu un pic de căldură, pentru că afară, într-adevăr, este ger, ghețuș, lumea cade și rănește picioarele. Așa, când te uiți, parcă ieși tu niște rază de căldură de acolo. Așa, Iubire cu un prumut este o piesă la care ai lucrat cu cine? Cu Sergiu Teacă, compozitorul, aranjamentul, sunetul, tot ce ține de partea tehnică și Sergiu Teacă, textul mi-aparține, Inesa a stratulat video regie. Cam așa. Așa. O echipă destul de măricică și ați lucrat bine. Zi-mi de ce pe final de vară a fost filmat și îl aduci abia acum? Sau a fost o strategie? Oarecum, cred, da, a fost o strategie. Eu promiteam în vară, când am lansat precedenta piesă, că vin cu noutăți în toamnă. Au fost mici intervenții în viața personală și am lăsat un pic pe mai târziu. Dar și a durat partea de montaj a clipului.
Unde a fost filmat? Noi am văzut acolo mare... Cuba. Cuba? Cuba. Wow, cu cine ai fost acolo? Cum e acolo? E frumos, e o țară care te captivează prin natură, prin arhitectură, dar și prin acel stand-by în dezvoltare. Te captivează, uneori chiar te șochează în anumite părți și sărăcia. Nu, ai văzut și partea asta? Am văzut și partea asta, am călătorit. Te mai stresează pe alocuri cu multele, avalanșa de interdicții. N-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta, n-ai voie așa, n-ai voie așa, trebuie să fii în permanență atent ce și cum. Dar, în fine, e o țară care merită cel puțin o dată în viață văzută. Ce ți-ai fi dorit să faci și, uite, ți-a spus stop, asta nu se face la noi în țară? Să știi că unele chestii care mi-au fost interzise le-am și făcut. Dacă e să vorbim despre condusul unui retrocar... Da, apare acolo într-un, da, într-un automobil... Să știi că pentru asta la ei se ia un permis separat de cel standard care există. Eu avându-l pe-a mea, zic, nu, n-ai voie, chiar cât de mult ai vrea tu, n-ai cum. Nici în chirie nu poți să iei acele mașini retro. Cred că asta este unicul lucru care cel mai mult m-a convins să merg în Cuba. Mașinile, efectiv, îți fură ochiul. Nici natura, nici palmieri, nici marea din Caraibe, nici acele stânci frumoase, nimic decât mașinile. Ce-s cu ele? Super! Din anii 40, 50, 60, 70, toate vopsite frumos, toate bine îngrijite și încă și mai lucrează. Și ca încă și merg. Furnicuțele în stânga-dreapta. Frumos! Zi-mi, o blondă apare la tine în videoclip? O blondă apare în videoclip, este un model maltez. Am făcut cunoștință acolo. Așa. Și acolo a venit și propunerea să filmăm. Ea a zis că da, de ce nu? Chiar mi-ar plăcea, ar fi o experiență pentru mine, pentru că până acum doar poze. Știi că aici eram curioasă. Ai mers încolo? Bănuiam că ai luat pe cineva de la noi și blondă și de ce nu am mers eu? În fine. Mai reușim când sunt mai aproape. Glumeam. Să înțeleg că, uite, ai legat acolo niște prietenii, niște cunoscuți. Da, bineînțeles. Atunci când ai zburat 13 ore, când am zburat din Milano în Havana, trebuie să-ți ocupi cumva timpul ăsta. Nu poți să dormi pentru că noi am decolat la 3 ziua și tot în timp ce zburam, tot ziua. Practic mergeam în același, cu fusul orar, în același timp. Am ajuns seara și, mă rog, comunicare, plus am avut 2 ore de transport până la hotel și chiar ne-am făcut o gașcă de prieteni. Când ai fost data trecută la noi, am și gătit ceva, un breakfast londonez. Acolo, ce ai mâncat bun? Așa, da, am gustat din bucătărie tradițională. Eu chiar mie îmi place să experimentez. Da, știu, da, unele bucate chiar nu mi-au mers prea bine, altele au fost, dar ok, după 2 zile de stat acolo, te acomodezi și chiar sunt lucruri foarte curioase. Un trabuc, ceva? Sigur că da, am adus și acasă. Oh, frumos! Să mergi în Cuba, să nu încerci un trabuc, să nu bei un rom veritabil și... na. Cadouri ai mai adus prietenilor în afară de... Da, bineînțeles. Așa, câte puțin în limita permisiunii. Uite, ce poți să iei de acolo, să fie nici foarte scump, dar original și cumva să te întorci cu o amintire acasă? Trăbucuri. Oriunde noi merge, trăbuc. Trăbuc de celă, de alu Che Guevara, de alu Fidel Castro, tot. Ei sunt cunoscători și sunt meseriași în chestia asta, le cunosc toate. Îți explică tehnologii, că la un moment dat când stai și discuți cu el în spaniol, tu o engleză un pic cioplită. Da. Bine, mă, dă-le pe asta. Che Guevara, ok, nu vei Fidel Castro, lasă-l fi. Așa, îți mulțumesc pentru că ai venit, uite, cu m-ai făcut și să zâmbesc, cu bună dispoziție ca de fiecare dată. Avem videoclipul în cele ce urmează, Iubire cu împrumut. Aducem, îți mulțumesc, așa cum am spus, te mai așteptăm la noi cu noi realizări. Iar voi furați un pic din vară, din soare, din căldură. Iubire cu împrumut, Alex Bibo. Thank you.
În ochii mei tu ești perfectă, atras de firea ta discretă. Blocați în zona de confort, idei câte avioane în aeroport. Suntem un cocktail savurat, și totuși lipsești un element. Frumos la culori, la gust amar, toate amestecate într-un pahar. Tu, tu ești iubire cum prumul, scăldat în ceai cu bergamotă, ispititoare mafiotă, iubire cum prumul. Tu, tu ești iubire cum prumul, scăldat în ceai cu bergamotă, ispititoare mafiotă, iubire cum prumul. În încercări de a scriu un subiect, din start eșuat e acest proiect. Multe greșeli s-au comis, un apogeu de neatins. Ucidem nopți, ucidem zilele, prizonieri ai clipelor sănine. Un scump trofeu greu obținut. Tu, tu ești iubire cu frumos. Tu, tu ești iubire cu vorbim despre secol grăbit, că timpul nu așteaptă și uităm câteodată să stăm, să ne odihnim, să ne odihnim și să urmărim publicitate. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Dacă încă vă gândiți ce sport v-ar face mai bine sau ați putea să combinați cumva utilul cu plăcutul, pentru că și trebuie să-ți placă să practici un sport, atunci puteți alege tenisul. Se spune că aici, chiar dacă ai statură mică, asta da, pentru cei care nu au un fizic foarte impresionant, știi? Pot să joace tenis. Aici chiar este un avantaj. Și ce te uiți așa la mine? Nu, mă uit la tine. Am zis. Eu joc foarte bine tenis, ca să știi. Ping-pong. Tenis de masă joc. Ăla de câmp, da, nu joc. Gluma recentă despre victoriile Simonei Halep. Știi care este? România au o rachetă mai șmecheră decât cea a lui Kim Jong-un. Mm-hmm. Îi spune Simona Halep. Da. Da, interesant la acest capitol. Însă să știți că nu doar se spune că tenisul este sportul alb, mai ales tenisul de câmp, pentru că știi acolo vestimentația jucătorilor este de un alb imaculat și totul este. Însă nu este așa. Se joacă tenis chiar și la țară și mai ales chiar în satele Moldovei. Tu știi ce sportivi avem noi? Știu, și nu e neapărat să fii tânăr cu trupul. Dacă spiritul este tânăr, atunci și viteza de privire și de reacție este dezvoltată. Asta dacă vorbim despre tenisul de masă. Acolo în general trebuie. Ai jucat vreodată? Am încercat, dar nu știu dacă... Însă, poate ne inspiră protagoniștii următorului sigur reportaj. Că da.
Deși nu mai sunt tineri, dar ne arată cum e să ai un mod sănătos de viață. Sunt o gașcă de amatori ai tenisului de masă din Costești, Ialoveni. Badea Ion este vedeta colectivului. La 70 de ani se mișcă ca titerezul. Ia priviți la el! La vârsta mea mai joc și de una și de alta și a treia. Cât aveți? 70 de ani. Înainte. Mulțumesc! De câte ori veniți aici pe săptămână? 2-3 ori. Câte ori pe săptămână? Da, 2-3 ori pe săptămână, dependență cum am timp, cât și încă mai activez. Mai activez. Acasă, dar soția nu vă spune nimic, că trebuie să dați mâncare la animale. Nu, noi tare modest, lucrurile este la noi se primesc și ne înțelegem. Și la sport, care este oprit, înseamnă că ce nu-i familie, eu sunt pot așa. Până a fi as la ping-pong, Moșulica a trecut prin multe momente amuzante. De la început, din școală, jucam cu cărțile. Puneam cărțile la masă și cu altă carte, jucam și nu știu cum am îndrăgit acest sport. Am înțeles că primul lucru care trebuie să-l faci e așa, da? Corect? Așa. Așa. Cât ar trebui să fac? Păi măcar de vreo 3.000 de ori și... 3.000 de ori? Cred că nici asta nu-mi iese. E concurența aici între voi? Să zicem așa, eu sunt puțin mai vârstă, dar fac față lucrurilor și la băieți le interesant cu mine, deci ei mă invită și mai joc și cu dânsii și am și un partener de vârsta mea. Totuși, cel din Costești este nenicul din imagine. Are 50 de ani și e gospodar de meserie. Dar sunt mulți la voi buni jucători de tine. Sunt foarte mulți pentru că avem condiții bune și asta e o pasiune pentru noi. Cei trecuți de după 30, asta e o pasiune și e un mod sănătos de viață. Deci un mod sănătos de viață. Cât mai mult sport, cu atât mai sănătos. Tinerii sunt plecați psihotare. Tenisul este un sport foarte inteligent. În primul rând, o viteză de gândire foarte mare și o viteză de executare a loviturii foarte rapidă. Trebuie foarte repede să te gândești ce faci și unde pui mingea. Cei mai puternici joacă la o masă și sunt prieteni de o viață, ba chiar vecini pe uliță. Chiar e atât de bun? Anul acesta, adică ne-am întâlnit în finală, așa să spunem cinstit cam suntem la același nivel, dar totuși Slavic are ceva, un plus, are o psihologie uleacă mai puternică. Dacă noi în sezonul de iarnă, adică mai suntem așa, mă rog, mai cu burtica plină, adică în sală noi o mai dăm jos, adică muncim uleacă fizic și cât de cât, adică dacă de primăvară începem, avem și viță de vie, adică ne ocupăm și cu vița de vie. Majoritatea s-a scostit, adică au plantații de viță de vie. Dar vă puteți că sunteți cei mai tari din raion, nu? Și normal. Cu așa discipoli să te tot mândrești în tot raionul. Palete, unde le luați? Palete, acestea, e acatare, fiecare paleta lui, da. E în intermediul băieții care mă frecventează ceva la Chișinău, acolo unde fac școală de tenis, acolo, de acolo băieții procură, ori schimbă chiar. Dar e concurența aici între voi? Evident că este, cum spui, dacă n-ai și concurență, n-ai de ce vine aici. N-ai de ce vine aici, da. Așa că ne batem, cu toate că suntem în vârstă. Plin de viață? Da. Printre acești domni am întâlnit și o tânără din clasa noua. Alina, cum îi se joacă cu domnii ăștia aici? Foarte bine, ne simțim alături de ei. Sunt mai în stare, ne dau câte un sfat, chiar uneori ne arată și cum. Chiar dacă greșim, ei ne ajută. Am văzut că jucai cu o doamnă, nu prea sunt tineri care sunt. Da, nu prea sunt, deoarece nu vor să-și manifeste interesul pentru sport. Da. Ce spuneți? Are cineva curajul pentru o partidă de tenis cu temerarii din Costești? Cum spunea odată unul din oficialii noștri, Moldova este unica țară în care se face război la fuior, la țesut și la covoare,
și la cum se la scoarță, un alt tip de covor sofisticat. Eu cred că mulți telespectatori care ne urmăresc în acest moment și-au amintit de fuiorul bunicuțelor. Eu țin minte. Nu l-am prins, cu părere de rău. Eu l-am prins. Eram foarte mică, dar mi-aduc aminte acea lână scărmănată. Oh. Era într-un coș mare, îl ținea și bunica torcea. Și nepoțica ce făcea? Pe Facebook. Mă plimbam. Pe atunci nu mai era Facebook. Mă plimbam și eu pe... Dar sincer, chiar mi-am amintit cât de frumos era. Ea foarte multă... Multe haine își confecționa, multe avea pentru fiecare costum, avea și câte o, ca și, cum ar fi, o geantă, știi, era o turbușoară așa mică. Și ea, da, era cochetă la piață, mereu, adică era femeie. Șmecheria autentică, uite asta handmade pe vremurile celea. Eu de fuior am dat doar în melodia Roata Morii se învârtește, țac, 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 inima se chinuiește, țac, 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 morărița cu fuiorul, țac, 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 iar fuiorul toarce dorul. Iar morarul îi duce dorul. A, da? Da. Dar nu fuiorul toarce dorul? Nu. Probabil. Stai, poate eu greșesc. În fine. Lasă, nepoțica a avut bunicuța, deci îți dau ție dreptate de data asta. Pe Google căutăm data viitoare. Vorbim despre covoare. Din păcate, acum cele autentice nu s-au mai păstrat, pentru că așa nouă ne place. Cum se mai spune la țară? Evroremont. Și avem pe jos covoare din astea persiene, mai sofisticate. Dar designerii și în acest moment au mers și mai departe și propun un covor viu. Adică îți imaginezi să ai în casă un covor viu pentru baie, pentru camera de baie. Este confecționat din mușchi. Și nu trebuie să-i uzi, pentru că atunci când ieși din cabina de duș, calci pe iarbă verde. Auzi, cred că avem o poză acum ca să vadă și dacă se poftim. Da, în mușchi se pot ascunde și diverse vietăți din astea, nu? Eu cred că ei s-au gândit, dacă cumva l-au... Și mulți își doresc să aibă acest covoraș în casă. Dar îmi fac griji când ești așa ușurat din aburii, din duș sau din baie, de unde mai și pășiți pe acel covoraș, te mai poți te mai pliderea așa, din când în când sub tălpiță. Dar este simți Nichita Stănescu cu versul cu sărutul, știi? Să-și căpătezi după aceea toată ziua. Da, și tot mai bun e covorul țesut de bunei, pe care poate îl avem undeva prin debarale aruncat, așa că scoteți-l, că deja este, se spune că este modă tot ce e autentic și cu imprimeuri folclorice. Dacă vrei. Țesute din necesitate și universale pe timpuri, astăzi covoarele au ajuns să fie clasificate după culori și modele pentru fiecare odaie în parte. Fie că vorbim de bucătărie, dormitor sau camera copiilor, avem de unde alege. În tendință ar fi covoarele acestea uniton. Tot mai mulți clienți vin și întreabă de covoare unitone. Nu contează bucătărie, salon, dormitor, tot mai mulți preferă covoarele unitone. Și anume, pentru ce nuanță contează mai mult? Pentru nuanțe deschise. Spre exemplu, alb sau bej, adică acestea sunt cele mai întrebate nuanțe. Trebuie să ținem cont de felul încăperii când alegem un covor. Pentru bucătărie s-ar potrivi... Spre exemplu, acestea care cu firul un pic mai scurtuț, cum ar fi așa... Modelul acesta e foarte practic pentru bucătărie. Uite așa. Aici fibra e sintetică, polipropilen, așa, cu o densitate destul de mare, aproximativ 200 de puncte la metru pătrat. Pentru sintetic e destul de ok. Sunt niște cerințe și pentru odaia celor mici. Sunt țesute special pentru băieți și sunt covoare care sunt țesute special pentru fete, spre exemplu acesta. Așa. Însă avem covoare care nu contează, fată, băiat, poftim, spre exemplu așa. Dar copiii cresc și covoarele trebuie schimbate. Copiii când vin, chiar ei singuri și aleg, preferă covoarele cu firul mai lunguț. Așa. Ei, adică se pot juca mai bine pe el, e mai plăcut la atingere. Pentru ei avem nuanțe, spre exemplu, așa bej, avem alb, ceva cu bordo. Și adepții stilului rustic au de unde alege. Tot mai mulți clienți doresc acum la moment covoare tradiționale, adică în casă au un design tradițional și doresc tot pe jos să pună un covor tradițional. Ca să aibă o durată de viață mai lungă, trebuie să fiți foarte atenți și la întreținerea corectă a covoarelor.
Cele de lână sunt un pic mai capricioase, adică necesită o îngrijire un pic mai specială. Nu se spală, spre exemplu, cu soluții foarte puternice, nu se spală cu apă din abundență. Dar cele din sintetic deja se spală și în condiții casnice și cu soluții cât mai puternice, adică chiar dacă apare o pată mai mare, cu soluții cât mai puternice să scoată pata. Adică ele se spală foarte bine. Prețul unui metru pătrat variază între 160 și 700 de lei, în funcție de țesătură. Amenajați-vă casa cu gust! În dimineața de astăzi, alături de mine, este o prezență sclipitoare a tot ceea ce înseamnă frumusețe de la noi, dar și de peste hotare, ca să știți, este vorba despre Cristina Ceasovskih. Am spus corect. Bună dimineața! Bine ai venit! O deosebită plăcere că ești astăzi alături de noi și să știi, sper să nu te superi, că imediat cum ai venit te-am și pus la gătit. Eu știu că ai multe calități despre care vom discuta și pasiuni. Dar mai întâi să ne spunem ce facem astăzi și ce gătim. Так как у нас должен быть завтрак, я решила приготовить овсяную кашу с фруктами, точнее с бананом и сухофруктами. Am înțeles. Fructe uscate, banane, terci de ovăz și avem și ingredient unt. Da, но его будет очень мало. Puțin unt. Da, da. Ca pentru silueta asta ta de invidiat. Da. Acolo este, am înțeles. Bun. Hai să procedem, dar apa deja a clocotit, între timp te mai țin și eu de vorbă. Am căutat, am încercat să găsesc foarte mult. O lingură, poftă. Uite așa. Așa, să mai pun așa. Foarte greu să găsești când top modelele, fotomodelele, dacă vrei să ne găsești mai mult, să discute, să vorbească despre ceea ce fac, pentru că profesia voastră este așa, aparițiile, prezențele, podiumuri și așa mai departe. Când ai observat sau cine te-a descoperit sau când ai descoperit că vrei să faci anume asta? Sau de când erai mică? Ну, если честно, конечно, наверное, у всех девочек есть такие мечты. Я скажу, потому что можно немножко поменьше. Хорошо, хорошо. Facem tot cum doriți. У всех, наверное, есть такие мечты, потому что все видят девочки эти обложки, наверное, журналов, там разные фотосессии, подиумы, все хотят. Конечно, с детства я хотела, я не буду обманывать, не буду лукавить, очень хотелось, но впервые у меня получилось выйти на подиум лет в 16, но это был просто, так скажем, такой маленький конкурс, был связан с прическами, я поучаствовала, но я именно профессионально начала заниматься примерно в 21 год. Perioada studenției, o perioadă frumoasă. Da, da. Ești studentă la economie. Da, я закончила экономический факультет в нашей экономической академии в Азии. Am înțeles. Și specialitatea? Моделинг економік? Нет. Я закончила бизнес управління. Am înțeles. Бизнес адміністрація. Да, sigur, voi evacuezi chiar acum. Так, я пока начну резать банан. Îți dau și un cuțit imediat. Da, poftim, ia-l pe ăsta. Eu, desigur, voi fi pe post de cel care pune întrebări, dar între timp este chiar și admirabil când vezi un fotomodel de acest fel cum gătește la bucătăria noastră. Așa, continuăm. O experiență frumoasă, probabil, pentru tine a fost și să reprezinți o altă țară și anume într-un, cum să-i spunem, într-un titlu așa distinctiv, Miss Eco International. Da. Așa, acolo cum? Cum s-a întâmplat? Я была на этом конкурсе примерно год назад, то есть я была в апреле, ну буквально пару месяцев осталось, так скажем. Вот, получается, я была в Египте, представляла Румынию. В Египте я была почти 3 недели. Да, да. Фрумос. Да, у нас там, получается, были разные, помимо самого конкурса, у нас были разные конкурсы маленькие. Мы с девочками ходили на разные фотосессии, нас водили на разные экскурсии. У нас вообще практически не было времени, чтобы побольше поспать. То есть у нас, получается, все время было занято. У нас были разные даже тренировки.
тренинги, разные... Мы ходили, допустим, по разным местам. После этого мы обязательно шли перекусить куда-то. Потом сразу мы шли на фотошутинги. Нам давали буквально 1 час передохнуть. Сразу же после этого нас вели в другие места показывать вообще сам Египет, потому что там было очень много интересного. Я asta am vrut să înțeleg. Odată ce reprezinți România, da. Din câte am văzut astea, Miss Eco România, doamnelor și domnilor, este alături de noi totodată și un nume profund românesc, Cristina Ceasovskih. Da? Am zis bine. Cred că și ce-au încălcit mult limbile frații noștri de peste prun până rosteau acest nume. Și dacă vorbim despre această experiență, ia ce, da. Ție ce ți oferă în portofoliu drept reprezentantă? Tu deja poți să participi la alte concursuri de frumusețe, ești deja o autoritate cunoscută în domeniu. Cum este asta? Что касаемо конкурсов, конечно, я могу участвовать в других конкурсах. То есть у меня нет таких определенных условий, где, допустим, у меня нет определенного контракта, в котором написано, что я не могу принимать участие в других конкурсах. То есть я могу принимать участие в разных конкурсах, проектах. Просто, естественно, я на данный момент очень тщательно все это выбираю, потому что в любом случае организаторы конкурса из Румынии, они в любом случае смотрят, чем я занимаюсь. Как ты думаешь, да. Aici e în regulă la noi? Да, уже можно выключить. Pot să închid deja? Da. Haide, mai nu mă trăda acum, pentru că trebuie să fac o impresie bună, că sunt stăpân la bucătărie, totul funcționează la gospodarul ăsta. Peisaje frumoase, din ceea ce am observat, vom pune și pe post, evident, câteva momente din acel photoshooting pe colinele, pe munții României. Acolo cât timp au durat filmările? Tu acolo faci de toate, stai și meditezi pe o stâncă, alergi, faci jogging, după care iar te oprești. У нас, получается, съемки проходили буквально пару дней. Просто мы меняли очень много разных образов. И на самом деле было очень холодно на улице, но я там... До потине ну себе. Да, потому что у меня были все, так скажем, наряды мои. Они были максимально, так скажем, не тоже обнажены, они были очень простые. И я там снималась, получается, возле озера, я была только в рубашке и в белье босиком, хотя было очень холодно. Я снималась прямо в горах, в легком, в такой легкой накидке, но было нереально холодно, просто нужно было создать впечатление того, что... Да. Atât de bine ai mărunțit această banană. Acum este momentul în care trebuie să facem ceva cu ele. Ce facem cu brățele? Da, мы сейчас возьмем и положим в первую очередь банан в тарелочки. Am înțeles. Da. Deci va fi stratul de fundament, cum da. Va fi pentru gustărica noastră. Da. Terciul. Va ajunge terci pentru fiecare. Aici vom da tuturor. Nu în fiecare zi vin fete frumoase să ne gătească. Noi avem fete frumoase, dar nu ne gătesc de fiecare dată. Bine. Da. Mă ocup eu de asta. Spasibă. De cuțit ai să ai nevoie ca să tai o bucată de... Da, da, spuneam, mă și-ți položim. Am înțeles. Da. Bine. Ce tot timpul am fost curios să întreb? Un model, un fotomodel. Da. Este apreciat tot timpul și din perspectiva rețelei de socializare. Selfie, fotografii, clipiri și toată lumea crede că doar cu asta vă ocupați. E adevărat că doar asta îți ocupă timpul? Sau ai timp și pentru tine, de exemplu, să-ți gătești? Și pentru alte pasiuni. Конечно, при большом желании можно найти время для всего. Это я знаю по своему личному опыту, потому что, конечно, работа отнимает много времени и сил, если честно. Но, безусловно, я стараюсь, по крайней мере, правильно питаться, но у меня, конечно, не всегда это получается, потому что я такой же обычный человек, как и все. Вот. И также есть время для родных и близких, также есть время для того, чтобы пойти в тренажерный зал позаниматься. Да какие у РПС автоматы? Если честно, я немножко забросила. Сарбатуар, да, фрик. Если честно. Ага. Вот. Поэтому на данный момент я начала заново тренировки. А мы цели. Да. И я провожу их... Ну, примерно 3 раза в неделю. Стараюсь, по крайней мере, 3 раза в неделю прийти. Дежа ебель? Так.
cel puțin după rezultatele din fotografii, se vede că muncești foarte mult asupra ta. Este un regim din care pur și simplu nu ai dreptul să renunți. Acum eu zic cum. Da, sigur, poftim. Dar nu e nevoie să nu ceri în șoaptă, să știi. Ne duce cu gândul spre alte, așa. Să așteptăm untul să se topească. De el o face chiar acum în clipe numărate. Am pus unt și probabil acum este momentul pentru fructele uscate. Câte? Multe? Puține? Nu, așa pe asta să am o focusă. Eu nu prefer pur și simplu tare mult, dar cel puțin drept aspect arată foarte bine. Da? Da. Ție tot te spun? Da, conișnă. Ok. Bine, un titlu, hai să-i spunem, mai neoficial din partea fanilor tăi, probabil trebuie să pun tot. Tot? Spate tot? Можно, конечно. Okay. Un titlu mai neoficial, dar poate care îți aduce un fel de mândrie pentru ceea ce ai făcut tu și de felul cum arăți, este și deținătoarea celui mai impunător bust din Republica Moldova. El este recent, e greu să-l păstrezi sau ce senzație îți aduce ceea ce această distinție? Mai cu bârbe și cu căldură. Если честно, я не знаю, как вообще... То есть, кто это решает, кто выбирает, потому что у нас очень много девушек красивых, и у них такие же красивые фигуры. Мне, конечно, это приятно, я не буду этого отрицать, потому что было много разговоров насчет того, что... Натуралец, да? Да, натуральная грудь или не натуральная, или все-таки там были вмешательства хирургов, но кто меня знает, это мои подруги близкие, это мои родные. Салутер, фетелор. Не было никаких вмешательств. Вот, спасибо... Родителям, маме. Genelor, da. Genelor și tuturor. Da. Da. Bun, acum cel puțin am scos orice semn de întrebare asupra. Naturalețea nu este chiar cuvântul indicat, e altul, e de specialitate, dar am vrut să-l folosesc pe asta, ca asta în cazul în care să credeți că nu mă pricep. Ăsta este terciu? Varianta lui finală? Da, уже масло растаяло. Думаю, можем уже попробовать, что у нас получилось. Okay. Două lingurițe. Da. Așa, poftim. Mersi, mersi frumos. Ok. Da. Можно перемешать. Vrei să-ți spun un secret, Cristina? Da. Mie nu-mi plac stafidele. Почему? Nu știu. Nu știu dacă mai există un om pe lumea asta căruia nu-i plac stafidele, dar să știi. Pentru că ai gătit tu. Pentru că ai depus atâta efort și ai venit la noi. Uite, chiar să fie arătat și la cameră. Două le iau. Văd că mai este și o nucă caju pe aici. Așa. A, dar stai că este și banană. Da. Stai că este și banană. Dacă ea perimeșe, mă înțeles. Să bula vkusnie. Aha, mă înțeles. Uite, ăsta e secretul. Dacă este și banană, gata, ne-am salvat. Se amestecă tot. Și acum, haideți să gustăm. Ok. Fetelor, fetelor, până aprinde distincții neoficiale asupra părților componente ale trupurilor dumneavoastră suple, luați cel puțin și începeți de la o alimentație corectă, așa precum optează și Cristina Cesovskih, invitata noastră de astăzi. Da. Mersi frumos. Mersi, mersi. Și mult succes. Mersi. Am terminat-o, continuăm gustărica noastră, se pricepe și la gătit și desigur e sclipitoare în toate pozele și aparițiile ei. Mult succes și dumneavoastră rămâneți alături de noi! Генеральный спонсор передачи Nescafe. Vă întrebați ce puteți face iarna. La țară, dacă suntem din sate, mergem la săniuș, mai mergem, nu știu, distracții pe afară, copiii mereu găsesc. Da, sigur. Pentru cei la oraș un pic e mai complicat, însă tot. Dacă vrem tare, găsim cu ce să ne ocupăm. În acest sens, o idee poate să fie și patinajul.
Patinajul? Da. Artistic cumva? Nu artistic, hai patinajul, adică să mergem pe patine. Căderea pe gheață. Căderea pe gheață. Eu am încercat și am și căzut și m-am mulțumit. Deci, asta este un sport pentru începător. Mai întâi aterizarea, mă apuc de și pot, de ce nimeresc, când cad, mă mai lovesc. Și tot așa, după aceea plec la farmacie, dacă cad cumva mai strâng, după unguiente din astea. E, cred că un ajutor în acest sens sunt jucăriile astea care sunt pe gheață. Le-ai văzut, nu? Ce fel de jucării? Care trebuie să te ții ca să-ți menții echilibru. Nu, pe asta nu le-am prins. Eu mă țineam de ce ne apucam. Îmi plăceau căderile, câteodată mai caze, așa. Cam filmele americane, știi? Comediile acele de Crăciun. Când el așa se dă cu patinele, ea neexperimentată, el dă să te ajut și când colo toate cele 45 de minute sunt despre cum ea este divorțată, el are o familie acasă și se îndrăgostește și într-un final au trăit fericiți până la adânci sărbători de iarnă. Eu cred că tu ar trebui să încerci să scrii și un scenariu de film. Nu, că aș repeta ceea ce au făcut toți ceilalți. Dar uite cum pop cultura asta s-a format, o vezi? Uite. Da, este. Însă ce să tot povestim noi aici când putem să arătăm? Haideți la patinaj. Vorbim despre activități interesante pe care puteți să le practicați iarna. Uite că unul ar fi patinoarul. Și de ce atâta să vorbim? Am zis, hai să arătăm. Sigur, din motive de securitate și să auziți un discurs coerent cât suntem aici la mal și să nu deodată să pășim acolo pe gheață ca să auziți de ce nu ține măgalina că nu mai pot, stăm aici deocamdată la o parte ca după aceea să vedeți cel mai responsabil și mai frumos performance de patinaj artistic și cădere frumoasă alături de galina. Așa, noi suntem începători, de asta eram curioși cumva cum putem să facem performanță pe gheață. Da. Și încercăm singurei, apoi vom avea și ajutor. Domnișoarele întâi. Așa cum ați văzut, ne-am păstrat echilibrul în toată puterea cuvântului și vrem să aflăm primele reguli de la antrenorii specializați în acest domeniu destul de complicat pentru cineva cum este Galina, de exemplu. Alături de noi este Oxana, care este antrenoare de patinaj artistic și bună ziua, vă salutăm! Ce trebuia să facă Galina de start înainte să încerce patinoarul cu degetul? Я просто ей подскажу, как правильно поставить в первую очередь ступни на льду, потому что это самая главная ошибка. Мы ходим на улице, да, держим ступни параллельно. И вот на льду это приводит к скольжению, падению, очень опасному затылкам. На льду должны быть колени немножко вот так осажены, корпус немножко вперед. Для новичка можно даже ладошками ждать знакомства со льдом, как бы я сказала, да? И при этом пятки вместе, носки врозь. Это движение называется у профессионалов. Да, елочка. Самая безопасная поза для падения – это поза зародыша, да? Локти в себя, присели, в такой позиции можно падать. Поэтому я видела Галины первые шаги. Если вы начинаете падать, ни в коем случае не пытайтесь поймать воздух. Упражнение номер два на льду – это самолет. То есть для начала вы учитесь, в принципе, вот, передвигаться по льду, а впоследствии вы учитесь передвигаться на ботинках, уже сомкнутых вместе и с ровной спиной. Упражнение самолет я вам сейчас покажу. Okay. И Ливио может попробовать, да? Вот набираем скорость, выпрямляемся и… Упражнение номер три – это саночки. Саночки? Да. Санеуцели? Да. То же самое. Набираем скорость елочкой, все как и было до сих пор, и присаживаемся.
А теперь нужно правильно вставать со льда. Окей. Это очень важно. Если вы упали, все правильно, все у вас в целости, ни в коем случае не вставайте в позиции. Очень многие пытаются вот так как-то себя поднимать, падают повторно. Вот как мы стоим на коленках, ставим одну ногу, руки на второе колено, встаем. Одна позиция. Вторая позиция, можно обе руки на лед и подниматься всем корпусом, только так. Linii generale, așa arată primele exerciții în ale patinajului artistic. Oksana, mulțumim frumos! Mulțumim foarte mult! Spasibă za smilosti! Da, deja noi o să încercăm acum să facem cât. A, ești sigură, da? Spui în practică. Ține minte, în pereche lucrează doar profesioniștii. Nu lucrăm în pereche, așa. Prieteni, mergeți la patinoar, încercați-vă abilitățile în a patina, mai ales că acum e sezonul. Da, e sezonul, cât mai aveți și, desigur, corpul drept, anul corpul un pic a plecat. Așa, ce ai învățat, da? Cunoștința cu piața, da. Uite așa, doamnelor și domnilor, faceți patinaj artistic. La revedere, rămâneți cu Dimineața la RTR. Sau așa, doamnelor și domnilor, pa, pa! Dacă încă vă gândiți ce sport v-ar face mai bine sau ați putea să combinați cumva utilul cu plăcutul, pentru că și trebuie să-ți placă să practici un sport, atunci puteți alege tenisul. Se spune că aici, chiar dacă ai statură mică, asta da, pentru cei care nu au un fizic foarte impresionant, știi? Pot să joace tenis. Aici chiar este un avantaj. Și ce te uiți așa la mine? Nu, mă uit la tine, am zis. Eu joc foarte bine tenis, ca să știi, ping-pong. Tenis de masă joc, ăla de câmp da, nu joc. Gluma recentă despre victoriile Simonei Halep, știi care este? România au o rachetă mai șmecheră decât cea a lui Kim Jong-un. Mm-hmm. Îi spune Simona Halep, da. Da, interesant la acest capitol. Însă să știți că nu doar se spune că tenisul este sportul alb, mai ales tenisul de câmp, pentru că știi acolo, vestimentația jucătorilor este de un alb imaculat și totul este, însă nu este așa. Se joacă tenis chiar și la țară și mai ales chiar în satele Moldovei. Tu știi ce sportivi avem noi? Știu, și nu e neapărat să fii tânăr cu trupul. Dacă spiritul este tânăr, atunci și viteza de privire și de reacție este dezvoltată. Asta dacă vorbim despre tenisul de masă. Acolo, în general, trebuie... Ai jucat vreodată? Am încercat, dar nu știu dacă... Însă, poate ne inspiră protagoniștii următorului sigur reportaj. Că da. Deși nu mai sunt tineri, dar ne arată cum e să ai un mod sănătos de viață. Sunt o gașcă de amatori ai tenisului de masă din Costești, Ialoveni. Badea Ion este vedeta colectivului. La 70 de ani se mișcă ca titerezul. Ia priviți la el. La vârsta mea mai joc și de una și de alta și a treia. Cât aveți? 70 de ani. Înainte. Mulțumesc. De câte ori veniți aici pe săptămână? Două, trei ori. Câte ori pe săptămână? Da, două, trei ori pe săptămână. Depinde cum am timp, că și încă mai activez. Mai activez. Acasă, dar soția nu vă spune nimic, că trebuie să dați mâncare la animale. Nu, noi tare modest. Lucrurile astea la noi se primesc și ne înțelegem. Și la sport, care este oprit, zăm că ce nu-i familie, eu sunt pot așa. Până a fi as la ping-pong, Moșulica a trecut prin multe momente amuzante. De la început, din școală, jucam cu cărțile. Puneam cărțile la masă și cu altă carte, jucam și nu știu cum am îndrăgit acest sport. Am înțeles că primul lucru care trebuie să-l faci și e așa, da? Corect? Așa. Așa. Cât trebuie să faci? Păi măcar de vreo 3.000 de ori și... 3.000 de ori? Cred că nici asta nu-mi iese. E concurența aici între voi. Să zicem așa, eu sunt puțin mai vârstă, dar fac față lucrurilor și la băieți le interesant cu mine, deci ei mă invită și mai joc și cu dânsii și am și un partener de vârsta mea. Totuși, cel din Costești este nenicul din imagine, are 50 de ani și e gospodar de meserie.
Dar sunt mulți la voi buni jucători de tenis. Sunt foarte mulți pentru că avem condiții bune și asta e o pasiune pentru noi. Cei trecuți de după 30, asta e o pasiune și e un mod sănătos de viață. Deci un mod sănătos de viață. Cât mai mult sport, cu atât mai sănătos. Tinerii plecați peste hotare. Tenisul este un sport foarte inteligent. În primul rând, o viteză de gândire foarte mare și o viteză de executare a loviturii tot foarte rapidă. Trebuie foarte repede să te gândești ce faci și unde pui mingea. Cei mai puternici joacă la o masă și sunt prieteni de o viață, ba chiar vecini pe uliță. Chiar e atât de bun? Anul acesta, adică ne-am întâlnit în finală, așa să spunem cinstit cam suntem la același nivel, dar totuși Slavic are ceva, un plus, are o psihologie uleacă mai puternică. Dacă noi în sezonul de iarnă, adică mai suntem așa, mă rog, mai cu burtica plină, adică în sală noi o mai dăm jos, adică muncim uleacă fizic și cât de cât, adică dacă de primăvară începem, avem și viță de vie, adică ne ocupăm și cu vița de vie. Majoritatea s-a spus, adică au plantații de viță de vie. Dar vă puteți că sunteți cei mai tari din raion, nu? Și normal. Cu așa discipoli să te tot mândrești în tot raionul. Palete, cum le luați? Palete, aceasta e acatare. Fiecare paleta lui, da. E în intermediul băieții care mă frecventează ceva la Chișinău, acolo unde fac școală de tenis, acolo, de acolo băieții procură, ori schimbă chiar. Dar e concurența aici între voi? Evident că este, cum spui, dacă n-aș fi concurență, n-ai de ce vine aici. N-ai de ce vine aici, da. Așa că ne batem, cu toate că suntem în vârstă. Plin de viață? Da. Printre acești domni am întâlnit și o tânără din clasa noua. Alina, cum îi se joacă cu domnii ăștia aici? Foarte bine, ne simțim alături de ei. Sunt mai în stare, ne dau câte un sfat, chiar uneori ne arată și cum. Chiar dacă greșim, ei ne ajută. Am văzut că jucai cu o doamnă, nu prea sunt tineri care sunt. Da, nu prea sunt, deoarece nu vor să-și manifeste interesul pentru sport. Da. Ce spuneți? Are cineva curajul pentru o partidă de tenis cu temerarii din Costești? Bună încă o dată, bine v-am găsit și la horoscop. Azi toate începuturile pot avea succes. Unii nativi însă își vor suplini conturile. Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie aflați în câteva clipe. Berbec, azi veți fi interesați de impresia pe care o lăsați celorlalți. Țineți neapărat să fie una pozitivă și vă cam enervați de câte ori nu se întâmplă așa. Sunteți plini de energie și dornici să aflați lucruri noi. Poate vă amintiți de o pasiune sau vă înscrieți la niște cursuri pe care vi le doriți de mai mult timp. Taur, vă va place la nebunie această zi. Astrele garantează. Membrii sexului opus vor face tot posibilul pentru a vă capta atenția. Învățați lucruri noi, fie că este vorba despre un program pe calculator sau o rețetă nouă, ori sunteți încântați de rezultatul studiilor dumneavoastră. Gemeni, vă pregătiți pentru o sărbătoare în familie sau veți celebra un eveniment cu prietenii. O situație tensionată apare la serviciu și vă regăsiți implicat într-o discuție aprinsă. Cu diplomație totul se poate rezolva. Un somn sănătos e tot de ce aveți nevoie pentru o stare emoțională echilibrată. Rac, aveți de digerat niște vești care au legătură cu cariera dumneavoastră. Fie că natura lor va fi pozitivă sau negativă, tot nu veți fi mulțumiți. Considerați că sunteți nedreptățiți. Din fericire, căminul conjugal vă oferă pace și liniștea pe care vă doriți atât de mult. Partenerul de viață va ști cum să creeze un climat cald și tandru. Leu, zi extrem de plictisitoare în care nimic nu e pe placul dumneavoastră. Ați programat o ieșire cu prietenii, dar sunteți izolat la muncă și dacă nu depuneți suficient efort, o puteți rata. Veți avea șansa de a petrece momente plăcute în familie și de a uita de o parte din grijile care vă frământă. Fecioară, dacă sunteți în căutarea bărbatului sau femeii vieții dumneavoastră, este posibil ca astăzi așteptarea să ia sfârșit, într-un moment foarte fericit. În relațiile cu ceilalți, să nu vă aventurați în discuții foarte pasionate.
emoționale, care să incinte spiritele. Riscați să intrați în polemici nedorite și să vă alegeți cu prejudicii de imagine. Balanță. Din fericire, azi nu trebuie să vă bateți capul de nimic. Persoana iubită vă răsfață, având grijă să nu existe nimic care să vă strice plăcerea. Nu încercați să faceți mai multe lucruri deodată, pentru că riscul de a greși crește exponențial. Șarmul caracteristic dumneavoastră va fi de mare ajutor în achiziționarea de noi cunoștințe și relații. Scorpion, aveți inclinație spre leneveală și comoditate. Fiți atenți la zvonuri și nu dați crezare bârfelor care circulă prin zona dumneavoastră. Verificați orice informație pe care o primiți. Nu neglijați vechii prieteni alături de care ați trecut de-a lungul anilor prin bune și rele. Săgetător, astrele vă îndeamnă să vorbiți clar și răspicat, însă mare grijă, riscați să-i supărați pe cei dragi. Poate să vă dea bătăi de cap sănătatea, este posibil să vă confruntați cu unele probleme dermatologice din cauza unei imunități scăzute. Mâncați mai multe fructe și legume. Capricorn, nu reușiți sub nicio formă să vă țineți entuziasmul în frâu. Ați auzit o veste extraordinară pe care o așteptați de foarte multă vreme. În ceea ce privește finanțele, lucrurile se vor îmbunătăți pentru dumneavoastră. Chiar se poate spune că veți avea noroc și la bani. Vărsător, va trebui să vă schimbați planurile pe care le-ați făcut pentru binele cuiva apropiat. Sunteți cam nervos, dar până la urmă reușiți să vă regăsiți echilibru emoțional. Este important să mențineți armonia în cuplu azi. Celibatarii au mari șanse de a-și găsi iubirea. Și pești, etica muncii care nu are nici urmă de importanță pentru dumneavoastră. Astăzi nu contează. Visați să se încheie ziua și să petreceți seara în compania oamenilor dragi. Atmosfera generală a zilei poate părea prea lentă sau prea pisăloagă pentru gustul dumneavoastră. Totuși, nu ezitați să vă conformați situației existente și să gândiți pozitiv. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Rămâneți aproape de noi! Poartă de toate pe ea și oricum îi stă bine. Publicitate. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Sunt cupluri în showbizul nostru autohton care radiază de artă și creație mereu. Atunci când sunt în scenă, dar și când sunt în viața de zi cu zi, avem ocazia să-i întâlnim și să le mai punem câteva întrebări dacă au și ei interesul să vorbească cu noi. Astăzi, în lista invitaților emisiunii noastre, ne-a onorat cu prezența și Rodica și Ivan Aculov. Bună dimineața! Salut! Bine ați venit! Mersi! M-am gândit cum așa să vă descriu în câteva trăsături distinctive în ceea ce vă comparați cu celelalte cupluri artistice de la noi. Și prima dată la ce m-am gândit este vestimentația. Sunteți foarte stiloți. Cei care vă privesc, cei care au ochi și văd, spun asta tot timpul. Cine cel mai mult optează pentru asta? Sau amândoi sunteți conectați aici pe aceeași undă? Ambii. Uneori chiar ajungem și la ceartă, la un spor oarecare. Ai, nu mai spune. Pentru dimineața aceasta să înțeleg că au fost... Nu până dimineața trecută, dar sunt situații. Dimineața asta am căutat 30 de minute cardiganul meu, fiindcă nu știam unde este. Aha. Nu, de obicei... Da, de obicei ne sfătuim. Cum mergem, ce ai îmbraci tu, ce... Să ne asortăm. Eu, de exemplu, pentru astăzi aveam o dispoziție mai mult pentru clasic, dar am mers după părerea lui Ivan. Socoteala de a primul pas spre garderobă nu este cel care ajunge până în platou de televiziune, dacă am putea actualiza. Ultima dată când am avut ocazia să discutăm, și asta a fost nu atât de demult, câțiva anișori, vreo doi, probabil. Doi, cam așa. Tu erai cu o podoabă capilară foarte impresionantă. Da, eram. Erai. Ce s-a întâmplat cu ea? Mă rog, e și ea ce erai. Am ras. Da, ai ras. Da. Chelia prinde bine. Se spune că este, trădează o inteligență și o energie creatoare de invidiat. Deși la tine este doar ras. Îi dai pe Jason Statham. Nu degeaba m-am ras. Am genetic. Adică taică-meu așa. Un pic e...
cum să zic, Chel, alea Grigore Vigheru. Da. Și fratele meu și când am înțeles că pe mine mă așteaptă și pe mine drumul ăsta, am înțeles că mai bine să fac pasul ăsta acum, ca publicul să se deprindă, să se obișnuiască. Da, pe toată viața cu lucrul ăsta. Am înțeles. E, oricum, artiștilor o trăsătură așa mai distinctivă le stă bine, da, să fim de acord. Noi ultima dată când am discutat, și asta deja a fost în mediul online, și am vrut să te invităm la emisiune ceva mai devreme, hopa, tu ești în Serbia. Da. Te-ai întors de acolo, de vătămat, viu, în regulă. Viu, da. Și știm că ai realizat, ai compus și acolo, dar ai și cântat cu o notorietate din Serbia, pe nume Maja Ođakljevska. Maja Ođakljevska, prietena mea foarte bună. Mm-hmm. Am ascultat melodia, am încercat să-i găsesc un translate, să înțeleg despre ce cântați. Este foarte ușor. Intri pe YouTube și găsești Ivan Akulov Nu Veni. Este piesa mea, solo, da, care o văzut doamna asta în Facebook, întâmplător, și m-a găsit în Facebook. Deci aceeași piesă, numai că în altă limbă și în duet. Și în duet, da. Dar cum ai convins-o tu, așa, un tânăr? Eu nu, n-am convins pe nimeni. Ea te-a văzut. Ea mi-a scris că e bună ziua, eu sunt Maja Ođakljevska, trăiesc în Serbia, am ascultat piesa dumneavoastră pe YouTube în limba rusă, Uhadi. Că limba, piesa asta este și în varianta rusească. Aha. Și în română și acum și în română Nu Veni. Și în serbă. În română Nu Veni. N-ați tradus-o motamo? E foarte aproape, dar piesa nu ai cum să traduci motamo. Păi evident, ideea că Uhadi înseamnă pleacă. Nu Veni înseamnă că de-am s-o dus. Da, mai bine. Da, da. Dar dacă asculti piesa și în rus, okay, și în română, ai înțeles de ce. Se pare că trebuia să depun o muncă de documentare, da, un pic mai intensă ca să găsesc repertoriul. Lady Scarlet a făcut tot posibil ca să fie foarte aproape de text în limba rusă, fiindcă este piesa mea cea mai iubită. Și Maja Ođakljevska a făcut tot lucrul ăsta în limba serbă, adică am înțeles. Foarte aproape. Este foarte cunoscută ca artistă. Este legenda a fostei Iugoslaviei, adică ea nu numai prima donă în Serbia, este prima donă și în Bosnia, și în Slovenia, și în Croația, și în Montenegro, și în toate țările balcanice. Cum te-ai făcut prin acest duet foarte cunoscut acolo, dacă stai să te gândești atunci când astfel de foarte artistă? Cunoscut m-am făcut acolo după ceea ce am fost cu doamna ei la Macedonia și am luat trofeu. În serbă a vrut să spună Macedonia. Da, da, da. Apropo, vorbești foarte ușor deja în serbă. În serbă? Hvala lepo. Da, e stvarno, hvala lepo. Ce înseamnă asta? Foarte ușor? Mulțumesc mult. Pe la final de dialog, stai că te provoc eu. Iar soția a stat acasă, așteptând. Da, așteptând, muncind. Și muncind, și feciorul tot întreba. Și feciorul la fel, dar când reușeam, discutam și noi. În primul rând, eu am venit la 10 ani de căsnicie în Chișinău. Am văzut. Da. Într-a doilea rând, au venit și ei la mine acolo, când eu aveam o săptămână pauză. A venit și ei în iunie sau în iulie. Da, a fost o provocare foarte mare pentru Radica și ea... Chiar a fost o încercare, sincer. Am venit în Moldova și am văzut femeia puternică. Nu știu cum în alte cupluri, dar... Energie creatoare pentru... Le-ai acumulat de acolo și ai venit deja pentru a bucura și publicul de acasă cu ceva. Da, desigur. Dar acolo mai mult am avut timp de a cunoaște. De a te familiariza cu piața de acolo muzicală? Nu. Am înțeles că acolo showbiz-ul este ca un fel de mafia. Hai, nu mai spune. Da. Și acolo? Nu și acolo. La noi acolo? La noi este foarte ușurel. Aha. Deci e o mafie mai ușurită. Da. Acolo este chiar fără glume. Dacă intri în mafia asta, tu ești artistul lor și... Deci ești ca un fel un interlop artist. Dar în... cum să zic? Cu Maja Ođakljevska eu n-am avut problemele, este, fiindcă ea este prima donă capo și așa mai departe. Capul de cuticapii, da. Prima donă. Dar e clar că în altă țară și nu știind limba... Eu am trecut un casting la un proiect, dar contractul era, cum să zic... Foarte încărcat și foarte așa, ridicol. Cum să zic? Ridicol?
Da, absurd, fost, da. Fost, da. Dacă, dacă refuzi? Dacă refuzi de contract, plătești 30.000 de euro și așa mai departe. Asta pentru că atenția lor costă 30.000 de euro și nu știu. Da, adică trădat, ei impuneau niște reguli absolut banale. Sincer, da. Da. Și fiecare, fiecare canal a avut aceeași program de tipul fabricii Starus. Da. Am înțeles. Unde se caută vedete? Și eu i-am zis lui producătorul ăsta că nimeni nu o să scălească contractul dumneavoastră și zici că hai că eu știu treaba mea. Și până acum prietenul meu din Serbia zice că nimic nu s-a început. Băi, acum puteți să vă mândriți că v-ați lansat pe piața moldovenească, nu? 30.000 da, de euro, dar frice undeva. Am verificat, cum îmi place mie să spun, și lista pieselor participante din anul ăsta la Eurovision. Și nu, n-am și găsit nu pe nimeni mai pletos, o prezență așa mai aprinsă. N-ați avut timp sau nu sunteți interesați? N-am avut dorință. Dorință? Da, anul acesta. Dar nici timp, de fapt. Ivan a fost plecat, eu la fel. Încadrat în proiectul meu. Noi am trecut prin... Da, prin școala Eurovisionului. Prin asta și nu odată. De 4 ore, adică două încercări cu Cristina Scarlat și o victorie. Și pe urmă, numai pentru sufletele noastre, am adică fost piesele... în scena preselecției. Bineînțeles că noi nu am fost format și nici nu o să fim niciodată. Mai da, să știți că pentru Stop Line v-am votat eu. Mulțumim. Da? Da? Foarte acum plăcut. Am dreptul să spun. Foarte piesa plăcut. A fost frumoasă. Foarte nu știu plăcut, da. Și scenariul, și vestimentația, și scenografia, și spectacolul coreografic chiar mi-a plăcut foarte mult. E ceva, da. Adică înseamnă e că neobișnuit. Înseamnă că din, noi aveam 10, cum să se zice, 10 fani și tu ești printre... Puteți să spuneți pur și simplu plus 1. Da. Cel puțin pentru acea melodie, într-adevăr. Am înțeles. Dar cum credeți? Previziuni, cine trece, cine nu trece anul ăsta? Cel puțin v-ați familiarizat. Da, din numele mai cunoscute pentru noi și pentru piața noastră, de fapt, dacă se poate de zis, nume? Numele? Da, sigur. Da, nu. Îmi plac foarte mult Doredos. Mă miră că nu se lasă bătută Doinița Germă. Păi uite, vedeți, dar voi cedați din a treia oară. Ai. Eu cred că acum, venind foarte multe voci noi, totuși ăștia mai vechișori au mai multe șanse. Asta am înțeles. Noi vă dorim succes. Mulțumim pe toate planurile voastre, creative, energia creatoră, să sclipească în tot ce înseamnă melodie, muzică, vers și așa mai departe. Iar astăzi ce ne cântați? Piesa care am scris-o înainte de a veni aici, de 3 zile, da? 3 zile foarte rapid, sincer. Aici. 3 zile înainte de a veni în Moldova. Aveam filmări la Revelion și trebuia eu să fie pe o piesă nouă. Învățat, cum va fi da? În sârbă piesă scrisă în 3 zile? Este mai greu, puțin. Pesma. Hai, sârbule! Pesma cu Radio za Tridana. Doamnelor și domnilor, Rodica și Ivan Aculov, pentru toți sârbii care ne urmăresc în această dimineață frumoasă, pesna, dva, sârma, ce? Trdada. Trdada. Stați aproape de noi. Pe alte planete, pe alte orbite, ce faci?
Iar la final, ce ne vine să vă urăm, stimații noștri telespectatori? În primul rând, să aveți o zi frumoasă, cu succese. Ați reținut de la început de emisiune că cei care sunt ocupați, care mereu au ce face, sunt mai fericiți. Așa că găsiți-vă ocupație și vine și fericirea. Chiar dacă nu aveți ocupație, faceți o ocupație. Câteodată funcționează și mai câștigați și un respect de sine. Chiar dacă nu faceți nimic, dar este timpul dumneavoastră pe care îl gestionați așa cum credeți dumneavoastră de cuviință. Știi, când vă sună cineva, scuze că te întrerup, acel moment când, ce faci, ești acolo, stai să-mi verific agenda, că el nici măcar o notificare nu și-a programat acolo. Să-mi verific agenda, să văd ce am de făcut, mai discutăm, mai vorbim, da. Vedeți, țineți cont și de prezicerile astrale pe care le-ați avut, le-ați avut pentru fiecare zodie, dar dacă mai aveți un pic de timp, și pentru distracție sau pentru odihnă sau pentru plăcere sufletească, astăzi mergeți la teatrul Mihai Eminescu, acolo este Cântec de leagăn pentru bunei. Așa, o piesă interesantă. Foarte frumos. Pentru bunici. Puteți să mergeți acolo. Ce rămâne de făcut? Vă spunem la revedere, mâine tot aici vă așteptăm și vă dorim o zi cât mai frumoasă. Numai bine, la revedere! Sponsor general al emisiunii Nescafe.